vine un tren în gara cu întârziere mică, surprinzătoare pentru CFR, de doar 5 minute dinspre est, dinspre granița cu Ucraina, deci probabil mai vin persoane refugiate. Evident, sunt și călători interni. Oamenii vin să întâmpine. Dar cei cu bagaje mai mari, de regulă, sunt refugiați. Și care nu se grăbesc să iasă, pentru că nu știu unde trebuie să se ducă. Plecați din calea bombelor, din calea războiului. De la Galați vine. De la Galați? Vine de la Galați. Nu pleacă. Poate de la altă linie. Hai să vedem la panou. Să vedem cât se opresc la centru de refugiați, la cortul central. Cei cu vestă portocalie sunt traducători, cei cu vestă verde sunt voluntari. Nu prea mulți.